Universitatea Craiova a remizat scor 1-1 în partida susținută joi seara pe stadionul municipal din Severin, în fața echipei israeliene Hapoel Birșeva. Disputa a contat pentru manșa tur a play-off-ului din Conference League. Israelienii au deschis scorul în minutul 70, dar gazdele au restabilit egalitatea 4 minute mai târziu prin Andrei Ivan, care a transformat un penalti scos de Crețu. Andrei Ivan pornește spre golul egalizator. Ivan! Egalează Craiova! Fotbaliștii formației Universitatea Craiova au fost dezamăgiți de rezultatul meciului. Albaștri au considerat că au făcut o primă repriză bună în care meritau să înscrie cel puțin o dată și altul ar fi fost deznodământul jocului. Cred că meritam să intrăm la pauză cu cel puțin 2 goluri diferență. Să-i fotbalul, cred că am avut azi ghinion. De nu am câștigat. Meritam mai mult. Ei n-au avut niciun corner. Am văzut pe statistică că am avut vreo 23 de ocazii. Merita mai mult, cred că, azi. Am făcut un joc bun toată echipa și cred că merita mai mult. A fost o repriză foarte bună. Cred că adversarul nu a tras pe poartă. Cred că trebuie să dăm gol prima repriză, dar uite, 2 la început foarte greu. Și am luat, 30 minute în 10. A fost un meci greu, dar la sfârșit, 1-1 nu e meritat, cred, pe ambele echipe. Evoluția mai puțin consistentă a craiovenilor din partea secundă a partidei a fost cauzată și de eliminarea stupidă a lui Pap survenită la pauză. Am avut foarte multe ocazii, am dat și în bar, dar nu a fost să fie în seara asta, sperăm să câștigăm în Berșeva. Ce s-a întâmplat cu Pap? Ce se întâmple? La pauză a fost călcat pe tunel, și tot el a luat roșu. Nu înțeleg cum se poate așa ceva, dar e posibil orice. Cum nu mai e greu? Prima repriză. Multe ocazii în prima repriză. Da, am foarte multe ocazii. Trebuia să rezolvăm meciul de la pauză și tot era bine și frumos. Este clar că indiferent de scor, calificarea se juca acolo, dar acum pleacă ei cu prima șansă? Da, bineînțeles, joacă acasă și va fi greu pentru noi, dar cred că în seara asta ne-a ridicat și noi la un nivel foarte, foarte mare și am dat totul pe teren, chiar dacă am jucat în 10 oameni. Aproximativ 10.000 de spectatori au asistat la jocul de pe municipal. Mulți dintre ei, în special copii, au venit pentru severinanul Mirel Rădoi. La finalul jocului l-au așteptat în număr foarte mare pentru a rămâne cu o amintire. La meciul din play-off-ul Conference League a venit și Flaviu Stoican să-l susțină pe Rădoi. El crede că echipa craioveană are puterea de a obține calificarea în Israel. Cred că merită Craiova să meargă mai departe, ceea ce ne dă speranțe după play-off. E o echipă de bătut această echipă? Este, e o echipă de bătut. Am văzut doar după ce am rămas în 10 oameni cei de la Craiova, i-am văzut pe cei de la Berșava că au început să mai joace și ei, dar până atunci au fost inexistenți. Și cred eu că să meargă cu încredere că se poate și sunt convins că Rădoi o să le spună lucrurile acesta. Returul este programat joi 25 august de la ora 20 pe Toto Turner Stadium din Birșeva.